Este sezonul propice înmulțirii cazurilor infecțiilor respiratorii și nu numai, spun specialiștii. În ultimele două luni, la cabinetele medicilor de familie și la Spitalul Județean Giurgiu, s-au înregistrat peste 1300 de cazuri de viroze respiratorii, dintre care circa 23% sunt pneumonii. Avem înregistrate pentru luna februarie, luna care de-abia a trecut, un număr de peste 1300 de cazuri de infecții respiratorii acute. Din acestea s-au internat numai 82 de persoane. Din cele 1300 de cazuri, deși s-au tratat de către medici de familie la domiciliu, cea mai mare parte dintre ele, au fost aproximativ 300 de cazuri de pneumonii. Și pentru că media de vârstă a populației din județul nostru este destul de înaintată, bolnavii de pneumonie au fost preponderent bătrânii. Marinescu a atras însă atenția că o diagnosticare corectă presupune, în cazul pneumoniilor, nu doar un examen clinic, ci și unul radiologic. De asemenea, de la începutul anului au fost confirmate de Institutul Cantacuzino la Giurgiu două cazuri de gripă. Probleme rămân însă la capitolul boli virale acute extrem de contagioase, cum ar fi rujeola sau rubeola, unde este esențial ca cei suspecți sau diagnosticați să rămână acasă în carantină.